Eram într-o marți, acum mai mulți ani, îmi sună telefonul și era cineva de la teatru, era un teatru cu care colaboram eu în perioada respectivă și îmi doream foarte, foa, foarte mult să fie o colaborare pe termen lung. Îmi doream mai precis un contract de la de angajare pe vremea respectivă, cred că și acum se făceau contracte, dar cred și astăzi că se fac contracte de asta pe termen nelimitat, pe viața, adică ce, ceva ce cum să trăiești și să nu-ți dorești așa ceva. Mai ales că era un teatru foarte important și în București și în țară la momentul respectiv. Și îmi doream foarte tare să fac un contract de ăsta pe termen lung, pe termen nelimitat, să fiu angajat pe viață, cum se spune. Colaborava să zic, cu acest teatru de mulți ani și aveam niște colaborări pe care eu le consideram chiar fructoase, bune. Eram în niște producții ca lumea, apreciate la vremea respectivă. Și mă sună cineva în ziua, asta de marți, de acolo, de la teatru, și îmi spune, Vezi că directorul vrea să vorbească mâine cu tine. De la ora 10 ești invitat la o discuție. Când am auzit, a zis, despre asta e vorba, în sfârșit, în sfârșit a venit ziua cea mare. Un pic de cadru, de context, cum se spune, ca să înțelegi despre ce e vorba. Atunci eram încă într-un proiect destul de mare, de mare amploare chiar, și care avea premiera într-o săptămână. La acest proiect lucrasem cam vreo 3 luni în fiecare zi. 3 luni în care eram implicat în mai multe planuri ale proiectului: și text, și parte din regie, organizare, personaj pe scenă, etc. Eram destul de implicat. Și 3 luni de zile, va să zic că teoretic și chiar și practic, lucrasem gratuit. Iar acum se apropia premiera. Și era acea perioadă de negociere, adică așa se făcea pe vremea respectivă. Trebuia să negociezi contractul cu cât vei fi plătit pentru ceea ce faci, pentru ce e prestat. Iar eu am crezut, adică m-am crezut, eram absolut convins că acest telefon din această zi de marți reprezenta pregătirea pentru întâlnirea cu acel director, pentru negocierea contractului de angajare. Pentru că, da, Totuși, din punctul meu de vedere, în dovada că m-am descurcat foarte bine, că lucram deja de multă vreme la acel teatru, că eram într-o legătură destul de lungă, de prietenie, de colegialitate, etc. A venit ziua de miercuri la ora 10, trebuia să fiu acolo, la birou, am venit, bineînțeles, mai devreme, am așteptat frumos în anticameră, s-a deschis ușa directorului, așa, cu mult fast, cu importanță, mi-a zis, oh, bun, mă, bine ai venit, hai intră. În capul meu i-am zis, Asta este, uite cât de bine mă primește, uite ce amabil este, mi-a -am întins și mâna, am dat noroc, oh, m-a invitat să iau loc pe fotoliu. Eram extaziat și nerăbdător și în sfârșit avea să se întâmple acel eveniment pe care mi-l doream atât de mult. Ce a urmat după cele 15 minute cât, au durat, cât a durat întâlnirea asta, deci ce a urmat după, nu se poate descrie în cuvinte, pentru că nu s-a inventat vocabular pentru așa ceva. Pot să povestesc sau pot să-ți faci o imagine că, așa din ce am pățit eu atunci, dacă îți spun cuvinte ca, de exemplu, umilință, bad jocură, roast, cred că se cheamă astăzi, când te pune așa la rotisor și te învârte pe și pe o parte și pe alta, critică, critică de aia bombastică, umflată foarte bine, multe jumătăți de adevăr pe care l-a înflorit ca să devină și mai incontestabil sau cum să spun, să avea acel punct de vedere deosebit, mega, ultra subiectiv, pe care oricum nu puteai să îl combați, pentru că era o autoritate și oricât aș fi încercat eu să îi spun, domnule, nu e așa, nu e așa, nu, 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 că eu știu mai bine. A fost o experiență sinistră, îngrozitoare, din care nu știam cum să ies mai repede. Uh, și imaginează că să mă acolo pe cai foarte mare. Mă imaginam eu, adică aveam așa niște scenarii în cap că o să fie extraordinar, fantastic. Acum semnăm cu tare, s-am buletinul la mine. <laughs> Ce toate alea, doamne, doamne. Și am ieșit de acolo într-un într, -o, într -o hal fără de hal. Adică a fost umilința maximă. Cred că a fost definiția umilinței. Asta era, ți-am spus, într-o miercuri pe la ora 10, 10 și ceva, 11. De ce mi-aduc aminte așa de bine orele? Pentru că exact în aceeași miercuri, în acea zi, în după masa acelei zile, aveam un curs cu niște copii. Pe perio în perioada respectivă colaboram cu un after school și aveam cursuri cu, de teatru și dezvoltare personală cu niște copii, chiar de, nu știu, 7-8 ani, ceva de genul ăsta, între 7 și 9 ani. Și era o atmosferă foarte frumoasă, de joacă, de exuberanță, de entuziasm, cum sunt copiii de da, știi foarte bine. Și ziua respectivă am ajuns încă la 4-5 când aveam cursul cu acești copii, încă eram praf și pulbere, încă îmi derulam a nu știu câta oară filmul acelei întâlniri de dimineață. Auzeam cuvintele acelui director parcă exagerate, că un bubuiau în creier, efectiv. Abia respiram, mă simțeam, îmi picioarele prin oraș de colo-colo, fără niciun sens. Aveam impresia că lumea mea s-a sfârșit, s-a terminat. Nu știam încotro să o apuc. Toate speranțele pe care mi le făcusem S-au dus pe apa sâmbetei, la propriu, deci fără niciun fel de. de, de, de uh, cum să spun, de dubiu. Uh, imaginea pe care eu mi-o făcusem despre un viitor nu mai exista, nu că s-a blurat, nu că deveniți o imagine sum, sumbră. Nu, nu mai exista. <laughs> nicio imagine. Imaginează-ți așa, nicio imagine. Blanc, Neant, zero. <laughs> un coșmar, un coșmar în care măcar dacă ai vedea o formă, un volum, ceva, o umbră, nimic. Așa, o, o stare care m-a dus la disperare atunci. Chiar asta este cuvântul. Bine, eram și mai tânăr și uh, destul de. nu destul de naiv, corectez. Eram foarte naiv. Naiv până la a spune că eram bătut în cap. <laughs> asta este adevărul. Am ajuns la copiii ăștia de care îți povestesc, uh, la copiii ăștia cu care lucram și erau atât de veseli, erau atât de bine dispuși, nu aveau nicio problemă. Abia așteptau să vin, să ne jucăm, să improvizăm, să facem tot fel de jumbuștucuri pe acolo. E adevărat, din teatru, dar care, adaptate la, la ceea ce făceau ei, era pentru. Era în practic o jucărie umană de aproape 2 metri cu care ei se distrau, care le dădea atenție și în fața căreia ei puteau face toate bazaconile lumii, puteau greși în primul rând și eu nu-i criticam, adică sistemul în care lucram nu se baza pe critică, se baza numai pe lucruri constructive și creative. Mi-au trebuit, cred că vreo 30-40 de minute ca să, să treacă și ca să mă adun cu creierul acolo la ceea ce, ce făceau ei, să-i văd, să-i observ, să încasez entuziasmul, bucuria, exuberanța lor. Și știu că mă uitam la ei și mă gândeam, azi dimineața, cum câteva ore, am fost umilit în ultimul hal și mi s-au spus niște cuvinte atât de urâte. Și mă uit la copiii ăștia care se bucură atât de mult de ceea ce facem împreună. Ce vrea să însemne experiența asta? Care este explicația? Unde e locul meu? Aici sau acolo? Eu îmi doresc să fiu acolo, nu îmi doresc să fiu aici. Deci e frumos, e plăcut aici, dar nu e scopul meu, nu e ceva ce consider că m-ar împlini. Și am plecat de acolo un pic mai bine dispus, de la acești copii, adevărat, dar tot cu întrebările astea. Ce înseamnă? Ce, să, ce o să fac mai departe? Ce mi se va întâmpla mai departe? Încotro mă îndrept? Care e scopul? Și toate celelalte pe care le știi și tu, sunt convins. Ai trecut probabil prin așa ceva. Sper că nu ai trecut printr-o astfel de umilință. De fapt, cred că nu ai trecut, pentru că sunt puțini oameni atât de pricepuți să-i umilească pe cei cu care lucrează și să-și bată joc de, de ei în, în asemenea hal. Să facă, de fapt, un abuz sau mai multe abuzuri. În fine, am plecat de acolo, au am mai, am mai trecut mulți ani. Mulți ani în care cu instituția respectivă nu am mai colaborat, din fericire, pentru că în ultimii patru ani am constatat că acolo se întâmplă niște lucruri cu care eu nu numai că nu eram de acord, dar sunt convins că n-aș fi putut să le fac niciodată. Niciodată n-aș fi putut să fac lucrurile pe care le văd că le fac colegii mei acolo și pe care. Probabil că aș fi fost ob obligat să le fac și eu. Problema e că ar fi, ar fi fost necesar din partea mea să fac un compromis pe care nu aveam cum să-l fac. Îți dau cuvântul meu, vorbesc foarte sincer, nu aveam cum să fac un asemenea compromis. Să, să intru într-un mediu în care nu mă simt bine. Am încercat, îți dau cuvântul meu, am încercat să intru în acel mediu. Chiar am făcut un efort. Am intrat într-un proiect în care credeam că Probabil o să fac, o să leg niște relații, poate de prietenie sau măcar de colegialitate, să mă infuzez cu o anumită estetică, vorbesc acum din termeni așa mai eleganți, înțelegi de ce. Adică să fac și eu ce fac ceilalți, dar n-am putut! Asta este că n-am putut! Mi se văgea rău, plecam acasă și mă simțeam murdar pentru, pentru că eram într-o într atmosferă în care nu eram deloc potrivit și în care nu mă simțeam bine. Ca să nu folosesc cuvinte mai dure. Dar cred că înțelegi despre ce e vorba. Pe scurt, mi-au trebuit foarte mulți ani, ani de zile, nu înțeleg de ce mi-au trebuit ani de zile când lucrurile erau atât de evidente și puteai să le înțelegi în câteva secunde. Mi-au trebuit ani de zile să înțeleg că locul meu nu era acolo, că nu aveam ce căuta acolo. Nu trebuia să fiu acolo. Și că în acea miercuri dimineață, cu acea umilință, Dumnezeu mi-a mi făcut un mare cadou, un mare dar. Mi -a, aproape că mi-a spus, numai că nu m-a tras de mânică. Mi-a zis, băi, băi, prietene, ascultă-mă, nu e locul tău aici, <gânt> pleacă de aici, du-te, fugi, de, rupe pământul dacă se poate. Dar eu -am, am înțeles foarte greu lucrurile astea, foarte greu. Încă o dată spun, mi-au trebuit ani de zile și aș vrea ca tu să nu pierzi atât de mulți ani. Când ți se închide o ușă, spune un proverb care nu știu exact cum sună, dar sau, mă rog, o zicală de asta, am auzit-o pe internet că ți, când ți se închide o ușă, ți se deschide alta sau ți se deschid mai multe. Eu cred, mie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Adică, atunci când mi s-a închis acea ușă, nu mi s-au deschis nu știu câte uși. Din potrivă, eu până acum tot ce, a trebuit, tot ce am făcut a trebuit să sparg ca să fac o ușă, sau să dărâm niște uși, sau să croiesc poteci pe unde alții n-au călcat. Și nu e deloc simplu. Și nu, nu, nu îndemn pe nimeni să facă exact așa. Dar sunt convins că dacă ți se închide o ușă, asta înseamnă că probabil nu ai ce căuta acolo. Nu este mediul tău, nu e locul în care te poți împlini. Nu este locul în care să poți să crești. Dar dacă totuși simți că acolo este locul tău, atunci sparge ușa respectivă. Sparge-o sau fă ușa ta pe lângă. Sau era o vorbă când eram în facultate, te dă da afară pe ușă și intri pe geam. Da, poți să faci și chestia asta. E adevărat că sunt niște riscuri. E adevărat că trebuie să depui niște, să, să, să te pui niște eforturi. Pardon. Dar ai grijă când ajungi în zona de compromis. Pentru că, de fapt, compromisuri cam cu toții trebuie să facem. Este o, o, perioadă de negociere. O negociere cu șeful, o negociere cu colegii, o negociere cu mediul, cu valorile în care intri. Dar ai grijă ce înseamnă aceste compromisuri. Tarkovski spunea la un moment dat un lucru foarte fain. Tarkovski a fost un mare regizor uh, rus din perioada, de, de la începutul secolului 20, De pe anii 30-40 și a dus până prin anii 60. A fost un mare, mare regizor rus și spunea la un moment dat un lucru foarte important. Un artist nu poate să facă prea multe compromisuri, pentru că după aia nu poate să facă decât compromisuri. Și asta este valabil pentru toată lumea. E adevărat că uneori trebuie să te, cum să spun eu, să te mulezi pe context, să... Intri cumva în armonie cu mediul în care ești, dar atenție: că această armonie, dacă necesită să îți schimbi ființa ta, să schimbi, să, să schimbi mentalul, să schimbi valorile în mod radical, atunci e o problemă. Înseamnă că acel mediu nu este pentru tine. Dacă acel mediu te provoacă să crești cu totul și cu totul altceva, dar trebuie să ai grijă să vezi că acel mediu te provoacă să crești în ceva înspre mai bine, în ceva mai bun într-o, cum se spune astăzi, într-o variantă a ta mai bună. Așa că dacă ai trecut prin așa ceva, dacă treci acum prin așa ceva, iau ca pe un dar. iau ia ca pe un dar din toate punctele de vedere. Știu că sună foarte ciudat, dar este cu adevărat un dar. Este un dar din cel puțin două motive. Un prim motiv este, așa cum ți-am spus puțin mai devreme, că s-ar putea să nu fie mediul cel necesar pentru tine, cel potrivit pentru tine, și asta înseamnă că te poate propulsa în altceva, în altceva, acel altceva care să fie potrivit pentru tine, în care să fie apreciat, valorizat, să crești, să te dezvolți și așa mai departe, sau, a doua variantă, să fie un dar prin, din punctul de vedere al faptului că trebuie să crești, trebuie să te îmbunătățești. Această experiență, această umilință, sper să nu fie cazul, dar poate că este, este destinată. Ți este destinată, ți este dăruită tocmai ca să crești, ca să te întărești, nu să devii mai rău, nu să devii ca ei, ci să te întărești, să șlefuiești ființa interioară și forța. Câteodată învățăm să luptăm luând pumni în față. Nu este o imagine plăcută. Dar să fim serioși, nimic pe lumea asta, nimic din ceea ce este viu nu supraviețuiește decât prin conflict. Nu bătaie. Conflict, conflict. Adică energii care se pun uh, uh, împotriva unea, una alteia. Energii care sunt contradictorii. Energii care se activează una pe cealaltă. Și în felul ăsta te întărești. Prin conflict, prin efort. Prin conflictul, de exemplu, pe care îl are un ghiocel când străpunge zăpada și iese la lumină. Acolo e un conflict. Este un efort pe care îl face planta, plântuța respectivă. Efortul pe care îl face o pasăre când zboară depune un efort foarte mare cel puțin, nu știu, dă-o așa din mâini să vezi dacă te poți ridica de la sol. Depune un efort foarte serios ca să se înalțe, ca să capete acea. să, să zboare efectiv, ce să mai discutăm. Sau, sau să, să înfrunte vântul. Deci, toate vie tot ce e viu pe lumea asta trece prin conflicte. Așa că acest tip de conflict e foarte posibil să, să iasă în calea ta, tocmai pentru că trebuie să crești. Și apoi, hai să fim serioși. Dacă ești în viață, ești într-o serie de conflicte. Ești într-o serie de eforturi. Altfel nu se poate. Cu toții suntem precum acel ghiocel care țâșnește din pământ și se luptă ca să vadă cerul. Îți mulțumesc că ai fost pe strada Speranței Podcast. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te înscrii sau să-l împărtășești cu cei dragi. Gândește-te că ar putea să le fie de folos. Și iartă-mă pentru această imagine pe care o vezi probabil pe YouTube. Da? Nici nu mai știu să mai setez camera. Am montat-o, am băgat cablurile, m-am apucat de registrat. Dacă ai văzut și ceva imagine blurată sau întrerupere de imagine, este pentru că am o grămadă de chestii tehnice pe care nu le pricep. Important e că ne-am întâlnit pe strada Speranței. Important e că suntem aici împreună. Și nu uita, îți doresc, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai putere, inspirație și curaj în eforturile tale de a schimba lumea.